tâlhărie la Medjidia. Victima, un cetățean iordanian care avea în posesia sa 80.000 de euro. Trei dintre cei 5 hoți au fost prinși deja. Câți bani au fost găsiți la voi? Oamenii legii au stabilit că străinul a ajuns în Medjidia împreună cu cei 5 de la muncă din Italia, căci i s-a promis de soție o tânără localnică pe care să o ducă ulterior în Iordania. A fost dus într-un apartament unde a fost amenințat cu un cuțit, iar după ce a fost deposedat de bani și de un ceas de mână scump, a fost abandonat în Valea Dacilor. Până în prezent, oamenii legii au recuperat doar 24.000 de euro în diverse valute, restul de bani fiind cel mai probabil asupra celorlalți doi suspecți.